Aesis, temul care va distruge lumea. Asta e sistemul care va distruge lumea. Serios? Serios? Arată doar ca un luminător. Nu o să facă nimic decât să facă lumină pe cer. Nu o să facă nimic decât o să facă decât o să facă lumină pe cer. O să facă doar lumină pe cer. N-are ce să facă. Haide mă, Lily, tu așa curajoasă te sperii de așa ceva? Tu așa curajoasă te sperii de așa ceva? Au! Au! Cred că mi-am rupt ceva. Cred că mi-am rupt ceva. Ok, nu mai e de glumă, clar. Cred că nu mai e de glumă, clar. Nu mai e de glumă, clar. Are putere. Să încercăm să ne transformăm. Spațiu să navigăm. Am uitat că mi s-a luat elementul de spațiu. Elementele de spațiu. Încearcă tu cu puterea albă. Poate ție îți merge. Poate ție îți merge. Ok, o voi face. O voi face pentru binele și după pentru a fi primărița orașului. Ai grijă. O să te rănești. Putere albă, da. Nu merge. Numere. Nu mere. Ok, dar totuși dacă mi-ai făcut poftă de mere, ai umăr? Nu mere, adică nu merge. Să mergem undeva. Bine, hai la sediu. Sediu. Nu pot să cred că Lily ne ajută. Clar are ceva în gând. E clar. Lumea e distrusă. Lumea va dispărea. Hei, Gabriel, de ce ești așa rău? Nu te interesează, Lily. Sau mai bine zis, Lorena. Ba da, mă interesează. Pleacă până nu dau în tine cu întunericul. Ești rău cu lumea. Și tu ai fost. Ai fost mai mult ca mine. Și
și dă acel lanț. Nu, dă acel lanț, nu îl meriți. Și dă acel lanț, nu îl meriți. Nu îl meriți. Da, da. Au! 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 Dacă tot vrei să știi de ce îs așa rău, au așa rău, îți voi povesti. Ascultă și ia-ți popcorn. Și ia-ți popcorn. O să ai nevoie. Totul a început de ziua mea la 10 ani. Luca, Bobby, Alexuțu, Lorena, Alexandra, Alia, Albedo, Raul, Gabriel, Daniel, Andy. Te așteptăm în lumea aventurii. Neața. Și bine am dormit. Azi ziua mea, fac 10 ani. Ce mă bucur. Sunt așa fericit. Trăiesc într-o casă foarte frumoasă. Dar unde sunt părinții mei? Mă, nu-i aici. Ceva ciudat. Unde să fie oare? Hai să mă duc jos. Sigur pregătesc chitort. Nu au venit. Poate sunt jos la piscină. Nu, piscina e foarte frumoasă. Dar nu sunt aici. Poate sunt în camera asta. În mașina de spălat? Trebuie să fie undeva. Nu sunt aici. Unde sunt oare? Sau poate s-au dus să ia tort. Poate n-au avut timp să facă. Uite, o să mă uit la un serial până vin ei. Sunt sigur că vor veni. Până la urmă, sunt cei mai buni părinți. Ce? Nu au venit, a trecut 5 ore. Trebuie să sun la poliție. Alo, 112, veniți. Alo, veniți. Alo. Venim imediat. Da. Veniți la casa numărul 11. Veniți la casa numărul 11 rapid. Ok. La revedere. La revedere. Am venit! Ce s-a întâmplat? Luați-vă caietul. Deci, m-am trezit și nu sunt acasă. Și azi e și ziua mea. Am părinții și mulțumesc și am zis că poate s-au dus după tort. Am stat 5 ore și nu au venit după v-am sunat ieri seara. Da. Și mi-a dat apel nepreluat. Și acum ia mai sună telefonul. Stați că încerc. Nu merge. Nu există numărul. Nu merge, nu există numărul. O să mă uit pe camere. Bine.
vă rog aduceți înapoi. Vă rog aduceți înapoi. Vă rog. Vă rog, vă rog. O să-i găsesc. Vă voi aștepta. La revedere. Ce trist. Of, îi voi aștepta, am uitat la desene până atunci, sper să vină. Of, unde sunt? Au trecut 3 ore. Doamna polițist! Ați găsit ceva? Bună seara! Bună seara! Ați găsit ceva? Vă rog, ziceți-mi că ați găsit ceva. Din păcate, am vești rele. Care? Nu i-am găsit. Ce? Unde pot fi? Sunt de negăsit. Nu se poate. Nu. Nu. Unde pot fi? Chiar nu știu. Dar... Nu mai plânge. Cum? Cum să nu plâng? Când de ziua mea au dispărut. Ai pe cine vine ca să stea? Nu. Îl am doar pe unchiul meu. Pe unchiul. Dar e plecat în Liftopia. Dacă nu o să vin timp de 24 de ore... Dacă nu o să vină timp de susție, să dă la centru de adopție. Ce? Nu! Mie îmi place aici. Nu! Vă rog! Că nu pot sta singur! Dar n-a pot. Știu să gătesc. Te mai las! Să gătesc, știu. Știu să gătesc. Te mai las, că să faci și vii să deau. Bine, la revedere. Bine, la revedere. Nu pot să cred. Pot să cred așa ceva. Nu se poate. Nu. O să fac un plan și voi fugi. Măcar să fiu singur. O să îmi iau bagajele. Câte pot căra. Așa, uite, am luat o geantă cu bagaje micuță. Sper să-mi ajungă, să și niște bani. Așa, acum plec. La revedere, căsuța mea. Ai fost atât de frumoasă. Te-ai făcut neagră deja. Pa, pa. Uf, trebuie să-l iau pe micuț. Uf. A? Ce-i asta? Unde au dispărut? Copile? A? Unde au dispărut? TV-ul a rămas așa deschis cum l-a lăsat? Copile? Alo, copilaș? Unde e? Ia să caut undeva pe aici. Pe la bucătărie nu e. În frigider probabil nu e. Copile! În frigider probabil nu e. Nu e în frigider, doamne, ce situată sunt. Uite, mă duc la etaj. Nu, uite, mă duc la baie, nu e. Și te mă duc la etaj. Mă duc la etaj. Așa, și ia să vedem.
Nu e aici, parcă aici era camera lui, ce mi-a arătat. Păcat, a dispărut. Wow, ce păcat, a dispărut. A dispărut. Oh, ce trist. Stai. Poate e ceva aici pe acest calculator, să văd dacă sunt informații, cum ar fi. Uite, e hacker. Poate găsesc ceva. Uite, mesaje. Ce? A vrut să plece? Oh my god! Nu pot să cred! Unde e? Nu scrie locația! Oh, nu! Nu scrie locația! S-a dus după părinți! Să-i caute! Voi reveni aici altă dată! Acum, cred că voi pleca acum, asta e, voi pleca, asta e, poate o să mai vin aici din când în când să văd dacă a venit. Acum mă voi duce să la poliție înapoi. Și de asta sunt așa de rău. Wow, Gabriel, ce poveste tristă, îmi pare atât de rău, îmi pare atât de rău. Nu te voi mai lăsa să... Nu te voi mai încurca. Pa, pa. Pa, pa. Wow, n-aș fi ghicit niciodată că Gabriel a pățit atâtea lucruri. Că e de-aia atât de rău. Wow, șocant. Super, mega, 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 super, extrem de șocant. Apropo, a văzut-o cineva pe Alexandra că... N-am mai vorbit cu ea de ceva timp. Adică de ieri, de când a cântat. Nu știm nimica de ea, sincer. Știm doar că e plecată, probabil vrea să se lupte cu aparatul ăla. Păi trebuie să o ajutăm, haide repede, trebuie să o ajutăm, Doamne ferește, dacă se electrocutează și îi cade părul, sau o unghie, sau poate îi cade altceva și cântă. Doamne, Doamne ferește, cum să cânte? Aolo, Doamne ferește. Sper să nu mai... Nu pot să cred că studioara mea este în viață. Nu știu despre ea că nu a existat prea mult. Nu. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Totuși trebuie să-mi cer lacrimile și trebuie să salvez lumea. Chiar dacă trebuie să mă confrunt cu sora mea. Voi salva lumea pentru bine. Nu contează că e sora mea. Voi salva lumea. Puterea delfinului să în apă. Da. O, da. Ulala. O, da. O, da. Sunt delfin. Văd că bijuteria nu mi se schimbă. Cred că din cauza procesului de luare. Plus că asta seamănă cu o pisică. Cred că ceva se ascunde. În fine, o să mă duc să fac O să mă duc să salvez lumea. Nu pot să cred că trebuie să mă bag cu sora mea. Totuși hai să sun pe toți. Poate eu sunt undeva. Alo? Luca? Tu ești? Da, eu sunt. Vino repede la numărul 15. De ce? De fapt nu, la numărul 16. De ce? Lily acum e bună, Gabriel a nebunit, am aflat trecutul lui și am nebunit efectiv, distruge lumea, avem nevoie de tine, repede. Bine, sunt acolo într-un minut. Trebuie să folosesc abilitatea activată, valul zburător. Fiu, am ajuns, greu a mai fost. Am ajuns. Am ajuns. Luca, de când conduci echipa? Bine ai venit! Aha, deci ai trecut de partea binelui, surioară.
Aha, deci ai trecut de partea binelui, soră. Habar n-am de când. Deci ai trecut și tu de partea binelui, soră. Da. Știi cine îs eu, nu? Știi cine îs eu, nu? Știi cine îs eu, nu? Îți dai seama imediat să cadă apa. Să cadă apa. Rechin? Eram delfin. Sunt eu, Fracto. Luca, unde sunt Albedo, Alexandra, Alexuțu și toți? Și toți ăia. Unde sunt? Adică unde sunt? Nu știu, sincer. Probabil îl caută pe Gabriel. Nu știu. Am auzit că ați aflat povestea lui Gabriel. Care e aceea? Ziceți-mi-o și mie, vă rog. Cum nu? Luca, mi-ai zis? Luca, nu i-ai zis? Nu i-ai zis? Poate știe Luca! Luca, nu i-ai zis? Povestește-ne! Zine! Așa, și eu zic să mergem în căutarea Alexandrei. Eu zic să mergem în căutarea Alexandrei. Adică dacă cumva cântă și distruge jumătate din lume. Mai ales că lumea deja urmează să fie distrusă. Să mergem! Hai să mergem, hai! Yo! E un elicopter sus! Ok, hai cu el. Ok, hai cu el. Ok, hai cu el. Hai cu el. Ok, hai cu el. Hai cu elicopterul să o căutăm pe Alexandra. O să vă pun în spate. Lily. Nu, o să vă pun aici în față, pentru că eu sunt un personaj principal. Lily, vii. Vii, Lily. Da, vin imediat, m-am blocat aici pe scări, mi-am rupt o unghie, mi-o refac aiucuma imediat, în 2 ore vin și eu. Adică n-am vin și eu în 2 ore. Stai, nu fără Lily. Asta e, papa Lily. Doamne, m-au lăsat aici, măcar pot să îmi activez planul să devin regină. În mijloc sunt lucruri wow. Hai acolo. Wow! Vezi și tu pe cine văd eu? Un om cu piele albă și haine roșii cu păr galben. Wow! Cum îl cheamă pe el?
să ne uităm, poate e cu noi, Luca. Poate e cu noi, Luca. Luca Agred. Luca la HIV. Luca la HIV. Văd că ești curajos, fără elemente, să fii în fața conducătorului Masquerade. Eu sunt regele suprem al lumii. De ce ești așa de rău? Nu trebuie să știi tu. Ha! Pumn de aer. Păi poate dacă încerci să devii bun o să vezi ce bine este. Zici? Ok, Luca la HIV. Dar nu o să îți placă ce o să vezi. Nu o să-ți placă ce o să vezi. Te asigur că nu o să-ți placă ceea ce vezi. Te asigur. Ești sigur că vrei asta, tinere? Ești sigur că vrei asta, tinere? Ok, tu ai ales. Ah, ce caut aici? Ah, ce caut aici? Ce? Alexandra? Luca? Ce caut aici? Ce caut aici? Și cu ce sunt îmbrăcată? Tu ești Masquerade? Cine să fiu? Un răufăcător. Ce? Cu pielea și părul galben. Nu am pielea galbenă. Și părul. Nu sunt băiat. Să știi. Poate îți cânt ceva să te potolești. Te-ai transformat când ți-ai dat ochelarii de soare jos. Ce? Îmi amintesc acum. Gabriel m-a dus într-o zi, m-a înfrânt și m-a dus pe un dispozitiv. Și de atunci nu mi-am amintit nimic. Era ca și cum dormeam. Deci eu am fost rea în tot acest timp? Am fost rea în tot acest timp? Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu, Luca. E clar, nu mai poți avea încredere în mine.
Poate ar trebui să mă întorc de unde am venit. Să mă întorc în Liftopia. Papa, Luca. Papa, Luca, mi-a părut bine acești 14 ani alături de tine. Ce? Cum adică să se ducă? Nu se poate așa ceva, nu! Oh, nu, Luca! Alexandra, fugi! Fugi! Nu reușim, fugi! Doamne, vine extraterestre peste noi! Doamne! Nu! Oh, nu, m-am împiedicat! Oh, nu, vine după el! Nu! Te rog, Masquerade, te rog, dă-mi puterea de a-l salva pe Luca. Așa, acum mă pot controla fiind Masquerade. Așa, doar că sunt băiat. Vin, Luca! Alexandra, tu ești? Haide, repede. Cartea teleportatorului, la sediu! Masquerade aici pentru bine. Cu plăcere, Luca. Dar de ce ai făcut asta? Pentru că eu nu pot exista în viață. Am fost conceput de cineva rău și eu nu pot exista în viața voastră. Îmi pare rău. E ultima noastră întâlnire. N-am avut prea multe, dar mă bucur că ultima dată am putut să salvez pe cineva, fiind tu. Mă bucur, Masquerade. Salut! Salut! Ha! Papa, Masquerade, și promit, nu te voi uita niciodată. A plecat? Da, a plecat definitiv. Ok, te rog, zi-mi că poți să ai încredere am încredere în tine. Mă bucur, dar stai așa, unde e Raul? Ce s-a întâmplat cu el? Oh, nu! Destructorul! O să ajung aici în scurt timp! Dar am văzut că am putut să opresc timpul cumva când am fost Masquerade și timpul e foarte rău. Adică acum unele persoane au putea să dispară. Ele dispar definitiv pe veci în Void, un loc în care nimeni nu se mai poate întoarce. Este tărâmul morții. De unde știi tu asta? Pentru că am fost Masquerade și știu asta. Doar Masquerade poate să-l salveze pe Raul să te deporteze. Dar a plecat, n-am ce faci acum. Stai, ai puterea tale de pisică. Bună idee, am și uitat de ele, nu le-am mai folosit de mult timp. Le-ai folosit ieri. În fine, să toarcem, da! E sfârșitul. Razele se îndrept fix spre mine. Nu o să mai am mult timp. Îmi pare rău, Luca. Te-am dezamăgit. Sunt sigur că ai fi făcut ceva. Îmi pare rău. Urmează să fiu distrus. Așa. Doamne, trebuie să mă duc să-i dau puterile de spațiu lui Luca. Doar el poate, dacă a puterile le are, poate să activeze și abilitățile. Nimeni nu le mai are. Să merg ușor. Tinere, Luca, unde ești? Aici sunt. Îți confer puterile de spațiu pentru a face bine. Eu nu mai rezist, din păcate eu voi dispărea, dar nu uita, ai fost norocos că te-am ales. Ha! Nu așa rapid, absorbe energia atribut, spațiu. Nu!
a dispărut. La fel și energia sa atribut. Cu cât îl încarc mai mult, cu atât a transmite mețătorul, iar viteza e de mai multe ori. Pentru ce mi-ați făcut, o să dispăreți cu toții. Noul primar. Domnule primar, se întâmplă ceva ciudat afară. O rază negră distruge toți oamenii și tot orașul. Nu mă interesează. Cum nu vă interesează? Sunteți primar ca să ne ajutați. Bine, o să vă dau un răspuns. Ce veți facem? Ok, care e răspunsul? Păi, răspunsul e... Ei bine, răspunsul e răspunsul... Că dacă chiar vrei un răspuns, te pot ajuta cu asta. Mâine. Ce? Mâine? Dar mine va fi prea târziu. Atunci ești ghinionistă, pa! Da, ce mai primar, ce să zic. Fuge ca un laș. Ce se întâmplă? Se întâmplă cu lanțul meu de vin alb. Se întâmplă ceva cu el. Ce s-a autodistrus? Oh, nu! Dacă s-a autodistrus, înseamnă că se distruge orașul. Oh, nu! Sau pe partea în care deja se distruge. Nu. Trebuie să merg la bază, repede, la sediu. Trebuie să merg repede. Nu putem rata nici un pic de timp. Oare unde e Alia? Dacă a fost înghițită de acel negru. Nu. Trebuie să merg repede. Doamne, am eu 5-6 de ani, dar nu pot lăsa lumea așa să dispară așa de rapid. Alertă! S-a distrus lanțurile alb și negru. Nu s-au distrus amuletele. Ce ne facem? Luca, vă că nu ai nici tu, ce ne facem? Avem altă soluție. Care, Lily? Doar un om poate controla asta. Sau poate să țină departe de noi cât face un plan. Care e acel om? Omul suprem. Te refer la... Da, cele două lanțuri unite. Eu nu o pot face. Tu e ce nu sunt atât de puternică, dar tu da. Dar, dacă devine rău? Le-am unit deja pentru tine. Trebuie doar să te transformi cu ele. Fă alegerea corectă pentru a salva lumea. Cât să avem timp. Dar dacă devin iar rău? Totul stă pe mâna ta. Putem avea încredere în tine? Da, tată, putem avea încredere în tine. Nu știu ce să zic. Bine. Înainte o să mă transform cu puterea albă și după aia. Puterea albă! Puterea albă! Da! Da, ce bine să fii iar în putere! Ai grijă să încerci să urci la cap, nu mi s-a urcat mie și va transforma teoria. Nu o să fac aceeași greșeală ca tine, Lily, cel puțin sper. Lanț alb. Lanț negru. Vă cer puterea de a mă udi! Sunt nucleul perfect acum. Nu știu dacă pot rezista. M-am întors. Oh, nu. Chiar credeați că o să devin iar rău, mă pot controla? Pe mine eu chiar am crezut. Și eu. Ok, o să opresc cât pot eu de mult. Oprire! Am întârziat. Sper că nu m-au așteptat toți atât de mult. Totuși am adus ceva bun. Prieteni, am adus ceva pentru fiecare. Aveți aici la bijuterii animalice. Eu am pe cea mai puternică. Luați fiecare câte o bijuterie animalică și să pornim la treabă. Pot să iau și eu? Da, poți să iei. Ce e ăsta? Interesant! Ia să-l deschizi!